Cuvricul a devenit micul dejun, prânzul sau gustarea preferată a românilor. Dar pe lângă faptul că potolește foamea pe moment, covrigul mai aduce beneficii asupra sănătății. Covrigii au devenit micul dejun, prânzul sau gustarea favorită a românilor. Îi găsim în zona piețelor sau în zona unităților de învățământ. Sunt consumați cu preponderență dimineața, moment în care se creează cozi în fața covrigăriilor. Nivelul de trai scăzut din România a dus la o înmulțire a covrigăriilor. În zona pieței Mircea din Drobeta, Turnul Severin, este raiul împătimiților pentru produsele de panificație. Banalul covrig este un amestec de făină, drojdie, sare și apă, regăsindu-se în diverse sortimente cu susan, mac, semințe sau cașcaval. Cum se procedează mai exact? Păi, colegele mele îi modelează jos, în laborator. Eu aici îi primesc, avem un cuptor electric pe care se pun covricii și automat ies copții gata, îi punem în coșul și îi dăm la vânzare. E totul electric. Îi punem așa, frumos. Îi rulează o bandă care totul este electric, merge pe undeva în spate, pe partea asta ies și totul este copt. Dau un anumit timp acolo, noi îi reglăm la timp, depinde cum sunt. Cei mici au o altă temperatură, alt timp, iar cei mari îi dăm pe altă temperatură. Totul este frumos, ia uitați ce frumos sunt. Covrigi de la Casa Plăcintelor, vă rugăm să veniți, vă așteptăm. Vă zic că ați cumpărat covrigi? Da. Cumpărați în fiecare dimineață? Nu, numai când am ocazie, da, nu în fiecare dimineață. Nu acum. Spune că covrigul este ca un fel de mâncare a românului. Dimineața e bun, să știți. Micul dejun. Părați în fiecare zi? Nu. Ocazional, când ajung prin oraș. Și poate să înlocuiască o masă a dimineții, poate când vă grăbiți? Un pic așa ca să iei... Când ai pleci de acasă, nu mănânci. Și trebuie să suplimentezi cu ceva. Spune-mi doi covrigi cu cașcaval. Mulțumesc. Pentru că în secolul în care trăim, toată lumea este pe grabă, mâncatul a devenit și el tot pe fugă, iar cele mai la îndemână sunt produsele de patiserie, acestea devenind micul dejun, prânzul sau gustarea preferată a românilor. Avem clienți care ne vin, duc în străinătate, vin din la Târgu Jiu, de la Craiova, nu pot să vă spun câte comenzi avem, și plăcintă cu brânză, carne, cu urdă, cu dovleac, avem cu mere, avem și pâine, avem și cuptor de pâine. Cumpărați eu des? Foarte des, că lucrăm aici la salon și tot timpul cumpărăm de aici. Deci în pauză, numai bine veniți și luăm câte ceva. Deci cum vă grăbiți? Când mă grăbesc, da, sunt foarte buni. Sunt bun covrigi? Spune da. Covrigi. Covrigi, da, iubita mea, sunt bun, da. Consumat zilnic în cantități mari poate provoca serioase probleme de sănătate, de la obezitate la diabet și hipertensiune arterială.